răsăritului. Doamna Sandra Pralung, vă rog, mulțumesc pentru întrebare. Mersi frumos. Doar pentru o acuratețe, în primul rând sunt aici cu mare plăcere, dar cu titlu personal. Și în al doilea rând doresc să ne reamintesc tuturor definiția political correctness-ului. Pentru că am auzit mult și mult poate ne... poate... dacă nu este tehnica suficient de bine. Așa, traduc de pe Wikipedia engleză sau în engleză, termenul de corectitudine politică este utilizat pentru a descrie evitarea unui limbaj sau unor acțiuni care pot apărea ca excluzând, marginalizând sau insultând grupuri de persoane care sunt privite ca fiind dezavantajate sau discriminate. În mod special, femei și minorități. Am încheiat această lectură, sper binevenită. Mulțumim foarte mult, doamna Pralung. Cu siguranță e o tensiune întotdeauna între caritate și adevăr. Și cred că oricine are o practică spirituală înțelege că atunci când te adresezi unui om, trebuie să îmbraci într-o mânușă de iubire un conținut de adevăr care poate să fie inconfortabil. Dimensiunea terapeutică a acestui demers o vedem într-un spital. Când tu trebuie să pui un diagnostic și ai în față un om bolnav, sigur că trebuie să faci efortul de a fi simultan caritabil și de a fi autentic. Într-o societate care are bolile ei, pentru că nu ne imaginăm că trăim într-o utopie și într-un paradis, trebuie uneori să spui adevăruri inconfortabile, dar și cu iubire. Sunt de acord cu dumneavoastră că există uneori excese și în zona libertariană, unde unii ofensează din plăcerea de a ofensa. Și lucrul ăsta eu nu-l pot saluta în calitate de creștin, nu-mi place să ofensez de dragul de a ofensa, dar cred că există o victimologie care se dezvoltă pe linia aceasta a gândirii de grup, care pune accentul pe apartenența mea la grup înaintea demnității mele ca individ, și această victimologie creează o falsificare sau produce o falsificare a dezbaterii în spațiu public. Acolo este, din punctul meu de vedere, problema. Dacă au alții un comentariu de făcut pe corectitudinea politică, vă rog să faceți dumneavoastră un comentariu. Domnule Baconski? Asta e o dezbatere în sine, dar termenul a fost invocat tot timpul, deci am primit și o definiție din Wikipedia. Sigur că la origine asta a avut o bună intenție incontestabilă, nu toți ne dorim să nu ne ofensăm unii pe alții. Problema a apărut mai târziu. În fond, corectitudinea politică, în principiile ei generoase și inclusive, e foarte creștină. Dar a degenerat pe parcurs în ideologie, în victimologie și într-un instrument prin care cineva este, pe baza delictului de opinie, stigmatizat ca inadecvat și că acel cineva riscă să-și piardă drepturile personale în numele apărării unor drepturi abstracte al unor minorități, colectivități, grupuri, deci în numele unor entități care nu suferă, pentru că grupul ca entitate abstractă nu suferă, suferă numai persoanele, numai indivizii în carne și oase, cu dimensiunea lor intelectuală, culturală, cu istoria lor, cu sensibilitatea lor. Nu putem jigni grupuri, jignim numai persoane. Nu putem ofensa și discrimina grupuri decât în măsura în care legea, în loc să apere libertatea, propune, de pildă, schimbări socioculturale forțate. Dar eu cred că nimeni nu-și dorește, dacă are capul pe umeri și o gândire democratică și sensibilitate creștină cu atât mai mult, să, ca demolând corectitudinea politică, să scăpăm și de premisele ei corecte, bune, ci doar să
moderăm un exces care a creat din nou un sentiment neototalitar de poliția gândirii și de cenzură care naște autocenzura și falsifică și transparența și mizele unei dezbateri publice sănătoase.